La bordul stației orbitale și al navei cosmice nu existau computere personale. Singura chestie cât de cât electronică pe care am dus-o eu personal a fost un calculator micuț. Eu am zburat la bordul stației orbitale Salut 6, care a fost urmată de Salut 7, care a fost urmată de Mir și după aceea de Stația Cosmică Internațională. Este o relicvă care nu mai există, e pe fundul oceanului. Acum, i-am zburat în 81-84, în deja au dezactivat-o și au proiectat-o în Oceanul Pacific. Dar la bordul acelei stații orbitale am avut unul din experimente, măsurarea radiației cosmice la diferite latitudini, la aceeași înălțime de zbor având în vedere faptul că deasupra Atlanticului de Sud există o anomalie, așa numită anomalia braziliană sau Atlanticului de Sud, unde liniile de câmp magnetic ale Pământului sunt curbate, coboară un pic, probabil că e o masă feroasă, subterană, mare, în orice ca sunt perturbate și odată cu ele radiația cosmică Uh, își variază, și modifică intensitatea. Practic, deasupra acelei regiuni, radiația cosmică la aceeași altitudine de 350 de km la care am zburat eu, era de 20 de ori mai mare decât în alte regiuni. Uh, semnificativ. Aveam un mic contor, uh, supraminiaturizat, pentru vremea aceea era o performanță tehnologică, și îl foloseam în timp real. Și notam. Desigur, uh, ca fapt divers, uh, acum 43 de ani nu existau computere personale. Să nu mai vorbim de telefoane mobile. Era undeva probabil în visurile unor uh, inventatori. Uh, eu am terminat facultatea în 76, în uh, 78 am început pregătirea pentru Cosmos, în 81 am zburat. Uh, la facultate eram fericiți că puteam folosi uh, computere de tip Felix C256 cu o memorie de 256 de kilo și nu mega giga. Altceva nu exista pe vremea aceea. Abia când uh, fiii mei au crescut uh, puțin mai mărișori, în sensul că aveau vreo 10-12 ani și eu zburasem deja de mult în cosmos, au început să apară computerele personale și le-am adus acasă dintr-o deplasare un Commodore 64 plin de jocuri, dar nu vă închipuiți că erau jocurile de acum, ci erau uh, tot felul de animații foarte simple și uh, atunci abia am început și noi și în familie să folosim ceva personal și nu o hardogie cât uh, eu știu, Felixul acela, 256, era cam cât peretele acela din spate, și gros, așa de vreun metru, și rula cu tot felul de benzi, cum ați văzut voi în filmele vechi. Deci, la bordul stației orbitale și al navei cosmice nu existau computere personale. Singura chestie cât de cât electronică pe care am dus-o eu personal a fost un calculator micuț, da. un Hitachi, pe care îl aveam eu să-mi fac calcule acasă și l-am luat cu mine pentru că din când în când mai făceam calculele de parametri pentru faza de apropiere și joncțiune cu stația orbitală. Și acolo trebuia să ne încadrăm permanent în anumit coridor, fictiv coridor, pentru că dacă ieșeam cumva din el, nu ne mai ajungea combustibilul să ne reîncadrăm și să ne cuplăm și după aceea să-l folosim și pentru frânare a navei cosmice când veneam acasă. Deci, tot timpul trebuia să fac niște calcule, să-i spun comandantului, mai la stânga 2 metri, mai la dreapta 1 metru și așa mai departe, să ne încadrăm și să efectuăm jocțiunea. Ăla a fost singurul, singura chestie pur electronică care există la bord. În rest, aparatura științifică pe care am folosit-o, care avea și ea niște componente, trebuie să vă spun că din secretele experimentelor științifice pe care le-am efectuat la bord, Uh, am avut niște cercetători foarte performanți, care erau bine documentați, și cu ce există în exterior, și cu ce trebuie făcut, față de ceea ce se putea face în România. Deci, vreau să vă spun că la bordul stației orbitale, nivelul de radiații este limitat și controlat. Dacă ieșim din centrurile de radiații, ne îndreptăm spre Lună, deja nivelul de radiații este altul intervin și alte categorii de radiații din spațiul cosmic, care normal pe Pământ sau sub centrurile de radiații sunt deja filtrate de acestea. Iar în spațiul interplanetar, până la planeta Marte și înapoi, de asemenea nivelul de radiații și posibilele efecte asupra organismului sunt încă cu un mare semn de întrebare. Normal, s-au măsurat. Sunt trimise tot felul de sonde spre Marte. Știți că pe suprafața lui Marte se deplasează și funcționează foarte eficient. Perseverance a fost înaintea lui Curiosity și alte nave. Au și detectoare de radiații. Au fost măsurate radiațiile transmise la sol, dar încă e o necunoscută asupra posibilității omului de a traversa timp îndelungat, la seama vreo șapte luni, opt luni până la Marte și cam tot data înapoi. Practic, contează mai puțin nivelul maxim de radiații la un moment dat, cât doza totală acumulată. Deci acesta este important pentru organism. Și se întâmplă uneori ca după un zbor îndelungat, unii astronauți să facă fracturi. Mergând pur și simplu căzând, o căzătură banală din care noi ne-am ridicat imediat ce am plecat, el se facă fractură. Pentru că regenerarea calciului și mineralelor în oase se face extrem de greu. Chiar cu pilule, cu bagi calci în tine, rata de asimilare nu este așa mare. Și practic oasele se comportă ca oasele unui organism îmbătrânit la 70-80 de ani. Sunt riscuri riscuri, dar sunt și metode de a fi reabilitat. Oricum, după un zbor de un an de zile, nu mai zbori curând. Ești ținut să te reabilitezi bine și după aceea ești mai trimis încă o dată în spațiul cosmic. Dar sunt astronauți care au zburat de șapte ori. Deja perioada totală de ședere în spațiul cosmic a deținut-o până nu demult un rus, Ghenadi Padalka, care a stat 879 de zile, dacă nu mă înșel, iar acum, deja un alt rus care se află la bordul stației orbitale a depășit acest termen. Bine, acumulat în mai multe zboruri cosmice, padalca le-a acumulat în 5 zboruri cosmice. Acesta va depăși o mie de zile în spațiul cosmic până când va reveni pe Pământ. Deci, toate acestea ne învață ce să facem, cum să zburăm mai departe pe Lună și pe Marte. Și, în același timp, furnizează numeroase soluții medicale pentru afecțiuni terestre. Deci ceea ce se testează acolo, o grămadă de produse farmaceutice care se obțin foarte pure în imponderabilitate și sunt folosite în compuși pentru medicamente pe pământ, toate acestea se pot face numai acolo. De asemenea, s-a observat un comportament diferit al uh, unor viețuitoare, pentru că nu numai oamenii sunt duși acolo pentru experiment. Și eu am fost un cobai la un moment dat, pentru că în fiecare zi pe mine se făceau experimente medicale, mi se măsurau parametrii, anumit stimul și așa mai departe, experimente psihologice, și completam azi teste azi? și după ce m-am întors am mai făcut o perioadă. Păi s-a testat cum mă comport la readaptarea în condiții terestre. Și ați simțit prin diferență biologică? A, simți în primele zile. Deci, dacă sus simt îți creează probleme datorită modificării circulației sanguine. Vine sângele cu presiune spre cap. Simți în globi oculari presiune. Simți că se înfundă nasul. Urechile par mai înfundate un pic picioarele cât sunt reci, că circulă mai puțin sânge acolo. După câteva zile te obișnuiești, se redistribuie organismul. Organismul are o capacitate de adaptare destul de mare. Dar revii pe pământ și, după imponderabilitate, nu te adaptezi imediat. Dacă stai în picioare, sângele coboară jos, ai amețeli, vezi vălu cenușiu. Dar uh, au grijă medicii că imediat ce te scot din nava cosmică să te așeze semi-orizontal, stai așa înclinat pe un fotoliu, un șezlong practic și vreo oră, oră și ceva stai acolo timp în care organismul începe din nou să te furnice pe dinăuntru, să simți că se mișcă altfel, să simți efectiv că se produc transformări. Împreună inspirăm tinerii din România.